Inimilor de astăzi o datorie avem să ne rugăm la Domnul Sfânt, pe El să-L lăudăm. Creștinilor acum un suflet blând să avem și un gând frumos și fapte și cuvânt pentru Hristos, cu dragoste și având să ne rugăm la Dumnezeu cel Sfânt, ca să putem vedea cu drag slava sa, când ne va lua în împărăția sa, să fim un vas ales lui Dumnezeu, să avem rod bun cules din orice greu și de rău, pe nimeni să nu vorbim, să iubim mereu pe toți cei ce ne-au greșit.